Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Suntem în studioul CNS și îl avem invitat pe Lucian Ovidiu Micu. Cred că toată lumea îl cunoaște și din postura de primar al municipiului Roman și de erou, să spunem așa, în ghilimele, al evenimentelor din ultimul timp. Mulțumesc, domnule Micu, pentru prezența în studioul nostru. Ca să punem cumva la punct lucrurile și să avem o bază de discuție, haideți să vorbim despre ultimile evenimente, începând cu hotărârea rămasă definitivă irevocabilă de ordinul de prefect, de plecarea dumneavoastră din funcția de primar și, bineînțeles, apoi celelalte, până la hotărârea de a candida din nou și la proiectele dumneavoastră. Bună ziua, vă spun și eu, vă mulțumesc pentru invitație. Eu cred că este de notorietate, dar poate e bine să mai reamintim încă o dată ceea ce s-a întâmplat. Și vreau să vă spun de ce. Până acum au vorbit alții, înțelegeți, la televizor, am vorbit despre dumneavoastră. Acum e timpul să vorbiți dumneavoastră despre dumneavoastră. Da, e genul de dialog care îmi place cel mai mult, să vorbesc despre omul Lucian Micu și să vorbesc despre realizările primarului Lucian Micu. Însă, așa cum a spus și dumneavoastră, se impun câteva precizări. Spuneam, este de notorietate faptul că în mandatul meu de viceprimar 2012-2016 am fost reprezentantul Consiliului Local în Consiliul de Administrație la Spitalul Municipal de Urgență Roman. La acea vreme legislația era interpretabilă, ulterior în 2017 s-a și modificat legislația și astăzi nu mai este nicio problemă ca viceprimarul să fie reprezentat în Consiliul de Administrație la școli și la spitale. La vremea respectivă exista o astfel de interpretare și ca urmare a denunțului în anul 2014 a unui mort din 2007 s-a pornit acest dosar la ani. Dosarul a durat circa 2 ani jumătate, deși în mod normal o astfel de situație putea fi rezolvată într-o săptămână jumate, două maxim, timp în care am fost reales într-un nou mandat de viceprimar, începând cu anul 2016 și ulterior în 2017 într-un mandat de primar. Între timp a apărut acel raport ANI după ce am dobândit cel de-al doilea mandat de viceprimar. Acel raport a fost contestat de către mine și, din păcate, pe 2 aprilie acestui an a fost respinsă definitiv contestația mea și a rămas raportul definitiv. Spuneam că între timp au apărut niște modificări legislative. În primul rând, în 2017 a apărut modificarea prin care s-a eliminat această interdicție. În al doilea rând, în 2019 a mai apărut o modificare legislativă prin legea 54 din 2019, prin care au fost completate două articole din legea 161, din legea 176, îmi cer scuze. Primul articol este articolul 25 aliniatul 5, care spune că răspunderea civilă administrativă se prescrie în termen de 3 ani de la săvârșirea faptei. Ceea ce înseamnă că odată ce mandatul meu de membru în Consiliul de Administrație s-a finalizat pe 24 iunie 2016, clar este prescrisă. Da. Mai mult decât atât, numai okay, secundă ca da, să urmăriți da. Firul modificărilor legislative, mai mult decât atât, tot prin legea 54 din 2019 s-a introdus articolul 90 aliniatul 1 în C1, care spune că starea de incompatibilitate durează până la încetarea mandatului care a generat acea stare de incompatibilitate. Deci, iarăși, o clarificare foarte clară, foarte evidentă a legii și, mai mult decât atât, eu am studiat raportul
inițiatorilor, practic, raportul de specialitate și expunerea de motive a inițiatorilor și tocmai acest lucru au avut în vedere, adică o stare de incompatibilitate trebuie să înceteze în cadrul mandatului în care este acea stare de incompatibilitate. Acum, sigur, vorbim de o stare de incompatibilitate între două funcții publice, deci nu vorbim de fapte de altă natură. Deci eram și în Consiliul Local, la fel cum se poate spune că viceprimarul are și drept de vot în Consiliul Local. E un lucru absolut normal și cred eu că nimeni nu poate reprezenta mai bine interesele unei comunități decât primarul sau viceprimarul în niște structuri din acestea în care trebuie să deții controlul dacă vrei să-ți duci la bun sfârșit proiectele pe care ți le-ai asumat în fața cetățenilor. De aceea, spun eu, prin aceste modificări legislative, foarte multe procese în țară au fost câștigate de către primarii care au fost suspendați și în momentul de față ei sunt în funcție, practic au fost emise ordine de prefect și aici vă dau câteva exemple de notorietate. Doamna primar Astrid Fodor de la Sibiu, care a fost într-o speță similară cu mine, doar că ea a fost reprezentantă a Consiliului Local într-un Consiliu de Administrație de la o școală. Doamna primar de la Reghin, Precup Maria, care a fost reprezentant, a fost viceprimar și cenzor la automobile Dacia Esa și de asemenea primarul municipiului Pitești, care s-a aflat într-un conflict de interese. Practic, ordinele de prefect emise împotriva acestor primari au fost anulate de către instanță și primarii au revenit în funcție. Ați contestat ordinul prefectului? Astăzi am depus contestația și la instanță. Într-o primă etapă am făcut o cerere de revocare a ordinului către instituția prefectului. Și la ANI? La ANI eu nu am ce să fac la ANI pentru că... La ANI ați cerut să fiți șters din registrul incompatibilităților, undeva da, în 24 acolo... iulie, dar nu era trecut. Da, păi acolo... Nu era trecută incompatibilitatea în registru, dar ieri a apărut păi, incompatibilitatea în vedeți, registru. Vedeți și aici... ca întreg dosarul, de altfel o întreagă epopee cu acest dosar, v-am spus, dosarul pleca de la plângerea unui mort din 2007, făcută plângere în 2014, deci dosarul stat 2 ani și ceva în ANI, ținut la într-un sertar undeva și totul a culminat cu această apariție, deși până ieri, în jurul orei 13, eu nu figuram în registrele ANI cu această incompatibilitate, ba chiar am și două hârtii oficiale din partea ANI, una comunicată mie personal și una comunicată către o instanță de judecată în care s-a spus foarte clar dacă că eu nu figurez în registrul persoanelor cu incompatibilități. Dintr-o dată, ieri am apărut în acest registru. Nu este nicio problemă, voi... Contestați și asta, nu? Sigur că voi face o solicitare de a fi șters din acest registru, repet, ținând cont și de aceste modificări legislative care au apărut. Însă, ceea ce vreau eu să înțeleagă toată lumea foarte clar și de unde au plecat toate aceste discuții din ultima perioadă, este faptul că sub nicio formă nu mi-au fost interzise drepturile electorale. Practic, dreptul de a alege și de a fi ales este un drept garantat prin Constituție, iar legea electorală specifică foarte clar care sunt acele limitări. Și atâta timp cât în nicio sentință judecătorească și nici în raportul ANI nu este prevăzut vreo interdicție de a exercita drepturile electorale, ele sunt perfect valabile. Mai mult decât atât, toate contestațiile care s-au depus în țară împotriva persoanelor, împotriva primarilor care candidează pentru un nou mandat, au fost respinse și candidaturile primarilor au fost acceptate. Cam acestea sunt în mare... Eu totuși nu reușesc să înțeleg. Mărturisesc, poate sunt un pic mai grea de cap. Odată ce vi s-a spus că puteți fi ales, ce căutați în registrul persoanelor incompatibile? Păi asta să ne răspundă ANI. Sau eu aș întreba ANI de ce
În luna iulie, de ce nu eram în registru și acum în august sunt în registru? Considerați că sunteți ținta unor, nu știu, conspirații? Nu vreau. Eu nu vreau să merg atât de departe. Telespectatorii și romașcanii mă cunosc foarte bine. Eu sunt o persoană care vrea să facă lucruri. Sigur că există și această variantă, nu o contest, însă, sincer, nu mă interesează. În momentul de față, obiectivul meu foarte clar este acela de a continua proiectele începute la Roma. Și vă spun că este absolut determinant acest lucru. În 2017 a fost primordial să existe o continuitate la Primăria Municipiului Roman, pentru că eram în faza în care ghidurile de finanțare, din păcate, erau foarte mult întârziate și într-un termen foarte scurt trebuia să depunem foarte multe proiecte. Dacă vine o persoană nouă în primărie, eu vă dau scris acum că mai devreme de un an nu învață nimic. Nu învață circuitele, nu învață absolut nimic. Ori, dacă era important în 2017 să existe continuitate, acum e de 1000 de ori mai important. Și vă spun din ce cauză. Se cumulează două exerciții financiare europene diferite. Practic, avem de implementat până în 2023 proiectele europene de pe exercițiu financiar 2014-2020 și numai puțin de 8 proiecte se află în momentul de față în stadiu de evaluare. Unele dintre ele, 5 dintre ele, sunt deja la solicitări de clarificări și unul este chiar trecut de etapa de evaluare administrativă, suntem în tehnico-economică. Deci e foarte important ca aceste proiecte să fie finalizate până în 2023. Altfel, toți banii trebuie rambursați la Uniunea Europeană. De asemenea, iarăși un lucru foarte important este că eu, în calitatea mea de membru în Comitetul Director al Asociației Municipiilor din România, am și fost desemnat de către Asociația Municipiilor din România să reprezint asociația în discuțiile cu Comisia Europeană și cu Ministerul Fondurilor Europene pe unul din obiectivele prioritare pentru fondurile europene 2021-2027. Deja vreau să vă spun că suntem într-un stadiu avansat de lucru pe ghidurile de finanțare pentru exercițiul financiar european viitor și interesul nostru al celor de la Asociația Municipiilor din România este să forțăm guvernul astfel încât deja în vara anului viitor să avem primele ghiduri lansate pentru a putea depune proiecte. Ba mai mult, printr-o ordonanță de urgență din acest an, deja putem obține sume de bani pentru finanțarea studiilor de fezabilitate și a proiectelor tehnice pentru proiecte din exercițiu financiar viitor. Și atunci, vă spun sincer că dacă în momentul de față nu există o stabilitate la nivelul primăriei, toate aceste proiecte riscă să fie pierdute. Și ar fi păcat de o muncă de 3 ani depusă, pentru că marea majoritate acestor proiecte au fost depuse pe parcursul anului 2018. Vă spuneam, motivat de faptul că ghidurile au apărut foarte târziu, din păcate și evaluarea acestor proiecte a întârziat foarte mult, pentru că din 2018, de când am depus proiectele, abia în primăvara acestui an a început evaluarea lor. Și lucrurile trebuie să se desfășoare cu o continuitate, da, cu o rapiditate și o cursivitate și iarăși trebuie și implementarea, vă spuneam, să se facă, pentru că nu vorbim de sume mici, vorbim de proiecte europene de în jur de 35 de milioane de euro care trebuie să fie finalizate până la sfârșitul anului 2023. Și atunci 35 de milioane de euro în total. E valoarea totală a celor 19 proiecte cu finanțare europeană pe care 2%, 2%, dar 2% plus cheltuielile neeligibile, pentru că sunt anumite proiecte care au și cheltuieli neeligibile din fonduri europene. Am înțeles că pentru exercițiul financiar următor o să avem marea șansă ca proiectele să fie depuse la ADR Nord-Est. Da, aici este un avantaj acum să înțelegem un pic. Nu discutăm neapărat că merge cineva cum se mergea în trecut, semnai biblioraftori întregi și te duceai și le depuneai undeva. Acum totul se întâmplă în format electronic, prin platforma MySmith și documentele
Se încarcă acolo. Se încarcă în această platformă. Sunt evaluate de către auditori externi sau interni ai ADR-urilor. Partea bună care este? Toate aceste proceduri de încheierea contractelor cu auditorii externi, desemnare a contractelor cu UAT-urile din regiuni, se vor face la nivelul ADR-urilor și nu se va mai face la nivel centralizat. Adică, practic, aș vrea să înțelegem foarte bine ce înseamnă această descentralizare, pur și simplu autonomia ADR-urilor de a încheia contracte cu terți auditori care să evalueze mult mai repede proiectele, iar semnarea contractelor de finanțare să se facă la nivel regional și să nu se mai facă la nivel național. Pentru că nu vă ascund faptul că după ce aveam trecută și etapa a treia, vista la fața locului, dura și aveam avizul final pentru încheierea contractului de finanțare și de acolo mai durea undeva 4-5 luni până veneau toate semnăturile. Practic, timpi morți care vor fi eliminați prin acest lucru. De aceea e o decizie salutară și noi la nivelul Asociației Municipiilor din România chiar am militat pentru acest lucru. Deși avem suficiente mesaje pe Facebook, aș vrea să ne concentrăm asupra activității dumneavoastră din cadrul primăriei și să ne expuneți cele mai importante proiecte pe care le-ați început și le-ați finalizat dumneavoastră. Deci nu ce ați moștenit de la fosta administrație. Eu aș vrea să fac două precizări în primul rând. Sunt viceprimar din anul 2012. Deci nu putem preluat sau deci eram parte a sistemului. Dacă vreți să ne raportăm strict la mandatul de primar din iunie 2017, pentru că iarăși un aspect foarte important de care trebuie să țină cont romașcanii este că mandatul meu nu e întreg, vorbim de un mandat de doar 3 ani. Vă spuneam, din cauza faptului că foarte multe linii de finanțare s-au deschis în 2018, marea parte a acestor proiecte au fost realizate exact în acest mandat, studiile de fezabilitate și tot ceea ce ținea de ele, proiectele tehnice, astfel încât ele, când se vor implementa în 2021-2023, pot spune că sunt pornite din administrația unde primar a fost Lucian Micu. Sunt și proiecte care provin din perioada când a fost domnul Leureanu primar, dar, vă spuneam, a fost o perioadă în care, din păcate, s-a pierdut foarte mult timp ca urmarea unor proceduri birocratice mult, mult, mult prea încărcate. Legat de proiecte, vreau să vă spun că unul din cele mai grele proiecte a fost proiectul de modernizare a cartierului Lipovenesc, cartierul Petru Rareș. Cred că prin ceea ce am reușit să realizăm în cartierul Petru Rareș, am finalizat rețeaua de ape pluviale și rețeaua de canalizare, care în sfârșit este o rețea funcțională, pentru că au mai fost câteva lucrări ale companiei județene Apa Serv, un proiect european, dar care, din păcate, nu a funcționat foarte eficient. Cred că prin ceea ce am reușit să facem acum, am făcut un sistem funcțional de preluare a apelor pluviale, de preluare a izvoarelor. Peste 27 de izvoare au fost preluate și, în sfârșit, mergând, pentru că știți foarte bine, eu am mers foarte mult pe teren, oamenii spuneau, în sfârșit, numai am apă în beci. Era etalonul pentru ei, apa din beci. O paranteză. Acele izvoare pot fi folosite pentru o sursă suplimentară a romanului? Sub nicio formă. Nu. Sub nicio formă. Continuăm. Mai departe, sigur că realizarea acestui sistem de ape pluviale și de canalizare din cartier trebuia să vină cu o infrastructură stradală nouă. Mai avem, practic, ultimul segment din strada Nicolae Bălcescu, care este deja pregătită pentru turnarea covorului asfaltic și, ulterior, trotuarul și este finalizat în totalitate cartierul Petru Rareș. Iarăși un alt cartier care avea nevoie de investiții în infrastructura rutieră
dar și în sistemul de preluare a apelor pluviale, cartierul Nicolae Bălcescu, deja se lucrează pentru pregătirea terenului în vederea asfaltării. Mai avem de pregătit terenul pe strada Prundului și pe strada Tinosului, după care vom turna covorul asfaltic. Anul trecut am turnat covorul asfaltic pe 14 străzi din cartierul din municipiul Roman și anul acesta pregătim și ultimele șapte străzi, astfel încât în totalitate să vorbim de asfalt pe toate străzile din Roman, un program cu care eu am venit. Îmi vor rămâne cel mai probabil pentru anul viitor de turnat asfalt doar pe trei străzi, Sărata, Salciei și Zebrei, tot din cartierul Nicolae Bălcescu, care fac parte dintr-un proiect integrat cu reabilitarea școlii numărul 6. Ele sunt mult mai multe, sunt proiecte care s-au realizat și în cartiere, foarte multe parcări de reședință pe care le-am realizat în această perioadă. De asemenea, dacă în ceea ce privește infrastructura rutieră, practic covoarele asfaltice au fost refăcute aproape în totalitate pe străzile din Roman, o problemă pe care am identificat-o și pentru care am lucrat și deja avem proiecte în acest sens, se referă la infrastructura pietonală și deja am început reabilitarea trotuarelor pe mai multe străzi, Bulevardul Republicii, Bogdan Dragoș și așa mai departe, dar în egală măsură avem și contractul multianual de reparație covor asfaltic a trotuarelor și se va începe și strada Smirodav. Cu siguranță sunt mult mai multe proiecte de punctat, dar trebuie să vorbim pe cel puțin cele 2-3 minute pe care le mai avem până la finalul emisiei noastre despre intenția fermă de a candida din partea Alianței pentru Modernizarea Romanului. De ce ați schimbat macazul cu 180 de grade? Păi, eu cred că am explicat destul de clar. În primul rând îmi doresc foarte mult să continui proiectele pe care le-am început. În al doilea rând, consider că activitatea pe care am desfășurat-o în cei 3 ani de când sunt primar este o activitate care a fost apreciată de către romașcani și eu cred că singurii în măsură să decidă cine să conducă pentru următorii 4 ani primăria sunt romașcanii. Asta cu siguranță. Acum că au apărut anumite sincope în activitatea politică, da, e și o dezamăgire a mea, din păcate va trebui să trăiesc cu această dezamăgire, nu mi-este absolut deloc ușor, pentru că sunt 10 ani pe care i-am dăruit unei anumite echipe și poate de aceea și dezamăgirea a fost foarte mare și m-a determinat să iau această măsură pentru că eu cred că la alegeri locale cel mai important este omul într-o comunitate și romașcanii trebuie să desemneze omul care consideră ei că poate să le reprezinte interesele cel mai bine. Cred că activitatea mea din ultimii 3 ani mă legitimează ca fiind o persoană competentă, o persoană capabilă să gestioneze problemele și de infrastructură mare din Roman, dar în egală măsură să știți că romașcanii au și nevoi punctuale. Și atunci un primar trebuie să-și dedice activitatea, să-și împartă practic activitatea și pentru rezolvarea problemelor punctuale, dar și problemele mari de infrastructură. De aceea opțiunea mea a fost foarte clară, aceea de a câștiga Primăria Municipiului Roman din partea Alianței pentru Roman 2020, pentru că doresc continuitate la nivelul primăriei și doresc implementarea proiectelor care sunt în curs de implementare în această perioadă. Și cu siguranță trebuie coroborate cu planurile și viziunile de la județ, pentru că nu putem face lucruri fără să avem în vedere și planurile județene. Nu? Dacă ați observat în mandatul meu foarte scurt, au fost câteva sincope în colaborarea Consiliului Județean, deși eram de pe poziții politice diferite, însă am reușit întotdeauna să găsim un dialog
pentru a rezolva problemele punctuale ale romanului. De acum, cu atât mai mult, vom găsi susținere, dar sunt convins că voi găsi susținere la orice reprezentant care are putere de decizie în anumite proiecte pentru roman, pentru că pe noi toți ne interesează modernizarea și dezvoltarea romanului. Cu siguranță. Vă mulțumesc mult de tot, doamnelor, domnilor. A fost Lucian Ovidiu Micu. Vă mulțumim pentru faptul că ne-ați urmărit. Să rămâneți în continuare alături de noi. Toate bune! La revedere!